An de an, la Comana s-au făcut investiții importante, iar în curând, în toate satele comunei, nu vor mai exista trotuare și străzi care să aducă aminte de viața la țară. Atât școlile, bisericile, dar și investițiile în infrastructură au fost prioritare pentru autoritățile locale. Astfel, în urmă cu câțiva ani, a demarat proiectul care viza pavelarea tuturor trotuarelor din satele comunei, dar și realizarea de rigole și podețe la fiecare gospodărie. 60% din acest proiect este finalizat până în acest moment, iar lucrările vor continua și în acest an în Comana de Jos. De asemenea, un proiect important este și cel legat de reabilitarea ulițelor. Anul acesta, 3 ulițe vor fi asfaltate. Vom asfalta încă 2 tronsoane de drum. Unul în satul Crialma, 3 de fapt. Unul în satul Crialma, pe ulița Bisericii, în satul Ticușul Nou, pe strada Părău, și în Comana de Jos, pe ulița Peștelui. Nici lucrările de reabilitare la instituțiile locale nu au fost lăsate deoparte, căminele culturale au fost renovate, iar acum încep lucrări importante în curțile acestora. De asemenea, la școala din Comana de Jos va fi reabilitată curtea instituției. Aceasta va fi pavelată și va fi amenajată zona verde. Așadar, cu puținii bani din bugetul local se fac investiții importante pentru locuitorii acestei comune, iar în curând condițiile de trai vor fi mult mai bune pentru sătenii comunei.